Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM. În Germania, citesc că un jaf la un magazin de încălțăminte din orașul Düren. Este U cu umlaut, cum se pronunță? Düren, da, ai zis. Mamă, foarte bine, să știi. E un oraș german. Din fostul RDG. Serios? Da. Ai fost? Nu. De unde știi? Am o vastă cultură generală. Mai știi și alte orașe? N-am fost în viața mea de orașul Düren, dar l-am căutat când am văzut știrea asta. Aha. Eu așa sunt, genul curios. Ceea ce vă recomand și dumneavoastră, stimați ascultători, nu știi când îți poate ajuta o astfel de informație, iată, la dublu sau nimic, sau în mai știu ce context. Ca o paranteză, să știi că îmi trimite un amic o captură de ecran de la o postare din aprilie 2020, 10 aprilie 2020, în care te citează. Aparent, în emisiunea din 10 aprilie 2020, ai spus, citez, am luat ieri parizer țărănesc, că e vremea lui acum. Luca Pastia, 2020, dimineața. Lacrimile îmi dau. Crivă-ți, tu ești? Ha? Da. A, bravo. Să mă duc să iau. Mulțumesc, Andrei, că mi-ai amintit. Mamă, adevărat că e și vremea asta. Așa. Exact. Acum, ce trebuie? Istoria se repetă. Iată, la 4 ani e din nou cald în aprilie. S-a făcut parizerul. Nu, dar parizerul merge cu brânză proaspătă de oaie. Păi, da. De Sibiu. Așa. Stai, mă, avem acum brânză proaspătă, că încă nu e Paștele. N-are legătură cu Paștele. Ba, da? Eu dacă am postat chestia aia pe 10 aprilie 2020, dăduse brânza, că eu dacă nu dă brânza, nu mănânc parizer. Păi asta zic, acum brânza aia proaspătă dă după Paște. Da, m-am ogurit. Ei... Ce legătură are cu Paștele? Ce are? Nasc oile când e, da? În funcție de Paște? Dacă e mai, în mai, dacă în aprilie? Întâlnirea mai târziu, fată. Eu bănuiesc că... Le fac întâlnirea mai târziu cu berbecii. Bănuie, nu cred. La modul ăsta crezi că merge treaba? Nu știu, dar se găsește acum când... Eu cred că anul ăsta când pică Paștele în mai, sunt zi mai mari. Mai da, mă, toți berbecii întreabă, când mă, e Paștele anul viitor? Știu să-mi programez și eu un epilat. Oaia... Pardon. Oaia face miel. Capra face ied. Miel, tu da. Cumperi brânză de capre sau brânză de oaie? Am zis ied? Da. Pardon. Ai zis iezii? Miei. Miei. Se fac berbecuți, da, până ajunge... Copilul caprei de 3 litere. Mel. Ce mai era pe la Düren pe acolo? Mai pe la Düren, deci s-a dat spargere la magazinul de încălțăminte. Anchetatorii au rămas cu gura căscată pentru că hoții au furat aproximativ 30 de pantofi sport. Nu 30 de perechi, ci 30 de pantofi, toți pentru stângul. Pagă baie de câteva mii de euro. Aia, au luat pe aia de pe perete, practic. Domnul Sebastian Kramer, polițist, probabil, da, în Düren, a declarat, citez, nu credem că hoții au fost profesioniști. Adică nu s-au prins că trebuie să furești. La poliția din Düren, cred că e un fel de poliție rurală de la noi. Băi, nu jigni poliția rurală de la noi. Da, pardon. Un singur pantof dintr-o pereche e foarte greu de vândut, zice domnul polițist din Düren. Băi, ăștia chiar au luat în serios. Așa că nu credem că hoții au avut de gând să facă asta. Anchetatorii nu au reușit deocamdată să creeze un profil clar al spărgătorilor. Băi, era greu. Ia să adunați toți șchiopii. Adunați șchiopii de dreptul. De fapt, că practic au furat numai stângul. Cred că o să ne întindă capcane acum cu perechile. Au 30 de dreptul. Ce capcane o să... O să-i pună cât un dreptul pe aici pe acolo, într-un parc, într-un supermarket. Am o meală. De cine, de exact. Cine caută perechea. Da. Eu am un obicei, nu știu dacă e cel mai bun obicei posibil, dar eu vă mărturisesc, că știți că nu ascund nimic. Yeah. De fiecare dată când îmi cumpăr câte o pereche de pantofi, după ce îi probez unul, îl pui și pe celălalt, știi că la un dat trebuie să-i probez pe amândoi, să vezi dacă te faci câțiva pași prin magazin, da, și mă postez în dreptul ușii și între vânzătoarea. Auziți, a fugit vreun client până acum cu pantofii noi după ce s-a încălțat la probă? Privirea vânzătoarei sau a vânzătorului, da, când pui întrebarea asta. Pe tine nu te prinde, că n-ai... Nu. N-ai aliurată. Eu aș putea să le fac o cioacă, dar asta, adică, sunt mai credibil. Dacă ești lângă balustradă la etaj. Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM.